Ați văzut vreodată vreun primar prin zona asta? Niciodată, tare i-a rugat să vie. Partea stângă a locatarilor care locuiesc la blocuri și în spatele blocurilor la case sunt nevoiți să treacă strada din două motive. Ori pentru a-și duce copiii la școala 14, ori pentru a duce gunoiul la ghena de gunoi care se află în dreapta mea. O să o filmăm și o să o vedeți. N-au pe unde trece, pentru că nefiind niciun marcaj oficial, nicio trecere de pietoni, în mod obișnuit ei sar acest gărduț. Iar pentru că cea mai solicitată trecere este spre școala 14, cineva dintre locatarii de aici, din zonă, a găsit și o soluție. A rupt una dintre plasele care formează acest gărduț și a creat o trecere de pietoni falsă, nemarcată. Pe acest segment de stradă, de-a lungul timpului, de peste 30 de ani de zile de când s-a născut cartierul, au fost foarte multe accidente mortale, tocmai datorită faptului că, fiind o centură a orașului, centura spre Săveni și spre Ștefănești, zona este intens circulată, iar mașinile circulă cu viteză. De aceea șoferilor le vine foarte greu să evite persoanele care traversează strada prin locuri nepermise. Normal și corect ar fi fost ca cei de la primărie sau cei de la poliția rutieră să fi semnalat Consiliului Local și să fi cerut să fie totuși realizată o trecere de pietoni măcar la jumătatea distanței. N-au făcut-o. În schimb, cei de la poliția rutieră, la vreme de seară, când oamenii vin de la serviciu și își duc gunoiul la buncăr, parchează mașina în mijlocul mașinilor parcate pentru a nu fi observați, iar cei care sar gărdutul sunt invitați la mașina poliției și amendați. Iată o formulă nouă de a crea venituri la bugetul statului, pentru că, deși poliția nu recunoaște, totuși are plan lunar la venituri, respectiv la încasări din amenzi. Și ați putut observa că în zona magazinului Botoșani, de altfel, am găsit la pândă în mașina rutieră. Cum i-am găsit la pândă? Parcă Dumnezeu ne-a scos în cale și pe cei de la poliția locală în parcare ce tocmai amendase o persoană. Nu ne-a surâs norocul și în această zonă a străzii Împăratului Traian să-i prindem pe cei de la poliție cum amendează trecătorii, dar ați putut observa cum prin cadrul nostru a trecut o persoană exact prin acest loc nepermis, dar improvizat ad hoc de locatari. Ne-am mutat un pic mai jos de la trecerea spre școala 14 și mă aflu într-un alt punct frecvent unde locatarii sar gărdutul pentru a trece fie la chioșcul din spatele meu să-și facă cumpărături, fie, așa cum vă spuneam, spre ghena de gunoi. Însă majoritatea trec strada, sar gărdutul prin locuri nepermise pentru a-și duce gunoiul și acum, așa cum am promis, o să vă arăt unde este zona. Odată gărduțul sărit, ei ajung la această ghenă de gunoi, în condițiile în care au norocul să nu fie observați de polițiștii care stau la pândă și să nu fie amendați. Soluția, așa cum v-am mai spus, ar fi ca cei de la primărie, de la poliția rutieră, să stabilească încă o trecere de pietoni, măcar la jumătatea acestui segment de stradă lung de peste 300 de metri. Ați văzut vreodată vreun primar prin zona asta? Niciodată, tare i-a rugat să vie. Nu ne supărați primarul, că ăsta nu e de supărat. Ăsta e să enervează, nimic nu mai asfaltează și atunci s-o gătat.
M-am mutat din strada Împăratul Traian la intersecția străzilor 1 Mai cu Libertății. Aici s-au efectuat o serie de lucrări de către administrația municipiului, lucrări care n-au mai fost finalizate. Încerc să descâlcesc povestea acestei investiții și de ce nu a fost ea finalizată. În jurul meu, între timp, s-au adunat câțiva vecini din zonă. Doamna Gheorgheu, am înțeles că vă numiți. Gheorgheu. Când s-a asfaltat strada asta până deasupra buzei și n-a mai fost continuată? În vara asta. În această vară. Vara asta, în vara. Și șaleea asta în jos aici, tot, care duce... Tot vara asta. Doamna Ciobanu, cu dumneavoastră am mai filmat când s-a aranjat aleea asta, s-a dichisit aici. Ați avut și dumneavoastră contribuții? Ați intervenit să le spuneți la oameni cum se procedeze ca să nu afecteze zona? Noi n-am avut acces. N-am avut acces, că au ieșit doi vecini, domnul Login, domnul Poamă Neagră, eu dirijat aici lucrarea. Da? Ia, doamna Gheorgheu, da, cum a fost? Nu, eu vă spun ce mă doare pe mine. La mine, conducta de apă este trasă în casă. Și vă spun de ce. Sunt bolnavă de cancer. Nu mi-este rușine să spun, mi-e rușine să vă arăt. Pentru că e partea de aici cumprinsă toată și tentacolele început să-și deie drumul de stres. Da, bun, care e problema conductei? Așa. Și uitați-vă, conducta mea e de aici, așa, și trece încolo. Știți ce mi s-a întâmplat? O las și mi-a făcut canalul ăsta. Canalul ăsta și nu am decât 3-4 cm. Deci, domnul Gheorgheu, stați un pic. Uitați-vă cum curge apa, dar nu curge apă curată, curge pișă, domnule. Când se dă drumul și plouă leacă afară, vede că plouă, imediat o dat drumul la fosă, la una, și încurge aici. Dar de unde vine mizeria asta? Eu nu vă zic că sunt oameni a primării, care primăria le-a acordat să le facă lor canalizare și mie rigolă. Și eu nu pot să... Deci au făcut discriminare. La unii le-au aranjat, le-au dichisit și la alții i-au năpăstuit. Da. Și uitați-vă cât o luat din... Uitați-vă aici cât o luat din teren ca să mie să facă așa pantă, să vie apa în regulă. Pentru ce? Nu puteți să facă strada ca lumea și dacă l-au făcut la o parte canalizare, trebuie să facă la fiecare. Adică să se folosească fiecare de canalizare, nu numai 2-3. Uitați-vă de unde vine, haideți în sus. Nu, stați domnul Gheorgheu, stați că noi trebuie să coborâm. Frunzele aici, n-am ieșit ca pentru spectacol. Să vă arăt că curge apă pe dedesubt în fiecare zi. Rigola se face pentru scurgerea apei care vine de pe... Da, spuneți-mi, domnul primar a apărut vreodată prin zonă pe aici? O chema doamna pe mai mult, nu... Nimica nu se face. Domnul Gheorgheu, eu vă întreb altceva. Spuneți-mi, pe aici, pe zona asta, ați văzut vreodată o mașină Urban Servul să colecteze gunoiul? Da. Vine? Eu plătesc, dar nu colectează la fiecare. Are numai anumite familii care... Da, care vine să colecteze. Dar de ce? Este... Deci nu ia de la toate familiile gunoiul? Că nu plătesc toți. Și nici impozitul nu plătesc toți. Aici să... Da, bine, da, eu vă spun ce e. De ce v-am întrebat că undeva, un pic mai jos acolo, unde e interzis depozitarea gunoiului, se pune gunoiul? Cine îl pune? Cine? Dar nu eu, că eu, dacă vă arăt, am facturile acolo care plătesc impozit la stat, plătesc factură, sunt o parte care nici impozit nu-l plătește, domne. Dar este poliția locală, poate să iei cu unul de la primărie, măi, tu plătești impozit? Nu. Bun, v-am înțeles povestea. Doamna Ciobanu, pe strada asta a Libertății vine mașina de la Urban Serv? La oameni care i-au prins cu probleme pe la primărie și au avut de ceva o adeverință, li s-au impus să facă abonament cu Urban Serv. Restul, au avut cunoștință, relație și eu nu mai plătesc. Sunt 2-3, unde aici unul, dincolo unul, restul nu plătesc. Da, dar important e, vine mașina să ridice gunoiul? O dată în săptămână vine, da. Deci trece. Da, bine, bun, mulțumesc.
nu ne supărați primarul, că ăsta nu e supărat. Ăsta e să enervează, nimic nu mai asfaltează și atunci s-o gătat. Cum observați, această alee este în prelungirea străzii 1 Mai și ea face legătura cu cartierul Cișmea. Este traseul cel mai scurt pentru locatarii din zona cartierului Cișmea spre centrul orașului Botoșani. Numai că această alee, dacă o observați cu atenție, are o construcție curioasă. Partea de sus a fost realizată în trepte, ceea ce este normal și firesc. Partea a doua, cea care coboară spre râul lui Izoaia și unde mă aflu în momentul de față, este plan înclinat. Nu știu ce proiectant, ce constructor a gândit realizarea acestei alei în forma planului înclinat, pentru că la iarnă, când va cădea zăpada, când va îngheța, toată această porțiune de alee se va transforma într-un săniuș, într-un lunecuș. Și stau și mă întreb cine va mai îndrăzni să urce pe o astfel de alee care va luci cu gheața în soare. Însă și mai interesant este faptul că, deși în această vară primarul a decis să realizeze această porțiune de alee, n-a mai continuat investiția pentru a face legătura și pe partea cealaltă de râul lui Izoaia spre cartierul Cișmea. Până aici, la podeț, s-a turnat asfaltul. Dincoace de acest podeț improvizat, nu s-a mai continuat cu lucrarea, iar, cum vedeți, totul a rămas la faza de bordură și pietriș. Din nou va veni iarna și din nou vor apărea probleme de circulație, vor apărea persoane care se vor alege cu un picior sau o mână ruptă, iar vina, sigur, toată lumea o va da pe administrația primăriei, o va arunca asupra primarului Portariuc. Însă, cum spuneau și locatarii din această parte a orașului Botoșani, numit cartierul lui Izoaia, domnul primar, șefii din primărie nu au călcat prin zonă. Și ca dovadă că nu au călcat prin zonă, o să vă arăt iarăși o situație extrem de curioasă aflată în imediata mea vecinătate. Mă aflu la capătul străzii Petru Mușat. În această zonă se depozitează de către locatarii de la case gunoaiele. Deși sunt puse două avertismente, două table care avertizează cetățenii că este interzis aruncarea gunoailor, iar cei care le aruncă riscă să primească amenzi substanțiale, totuși, așa cum puteți observa, gunoaile continuă a fi depozitate. Zona este teren public și pe această zonă de teren public constatăm că locatarii, care sunt și crescători de animale, și-au depozitat și furajele. Toată mizeria de la aceste case din spatele meu, care formează cartierul lui Izoaia, dejecțiile de la animale, cei care au avut relații în primărie și au obținut autorizații să-și ridice vile, să-și construiască băi, să-și asigure un sistem de canalizare improvizat, aruncă toate aceste dejecții animaliere și din gospodărie printr-un sistem improvizat de canale până în apa râului lui Izoaia, care curge prin spatele meu. De altfel, albia râului lui Izoaia, începând de la strada Doboșari și până la ieșirea spre zona Răchiț, spre zona de stație de purificare a apei a lui Nova Apa Serv, este o albie plină de gunoaie. S-au alocat bani grei de către Uniunea Europeană pentru a se
curăța albiile râului care traversează zonele urbane și localitățile rurale, s-au igienizat, cum s-ar spune, iar cei de la mediu aveau și au în continuare obligația de a supraveghea ca aceste ape să nu fie infestate prin aruncarea de gunoaie sau prin scurgerea necontrolată de dejecții. Iată că în Botoșani și are sediul Agenția de Mediu, Garda de Mediu, dar nimeni nu s-a deplasat pe zona albei râului lui Zoaia pentru a vedea cum este întreținută și gospodărită această albie de către primăria Botoșani. De altfel, nu trebuie să ne mirăm că cei de la Garda de Mediu, de la Agenția de Mediu, n-au coborât până la albea acestei ape, pentru că nici cei din primărie n-au dat prin această zonă. Dacă călcau cât de cât prin zonă, observau că acolo unde au pus tăblițe de avertizare interzisă depozitarea gunoailor, tocmai locatarii depozitează gunoaile. Dar, așa cum vă spuneam, se pare că Botoșaniu este o stână fără stăpâni, dar o stână care are câini. Am parcurs albea râului lui Zoaia până la capătul străzii Tomis și am intrat pe o străduță numită Eroilor. Într-adevăr, ca să locuiești pe această străduță, îți trebuie mult curaj, pentru că este o stradă care din ce în ce se îngustează și până la urmă se proptește într-o proprietate privată. La capătul acestei străzi am dat peste un locatar, cum vă numiți? Buliga, Buliga și Victor. Domnul Buliga, eu vă întreb așa, locuiți de câți ani aici? Din 76. Ați văzut vreodată vreun primar prin zona asta? Niciodată, tare i-a rugat să vie. Nici când în campanie de alegeri n-au călcat pe aici? Nu. N-au nevoie de voturile dumneavoastră, înseamnă? Nu, nici nu mai mă duc la vot. Dar spuneți-mi, strada asta se închide aici, ea se îngustează. Ferească Dumnezeu din incendiu, de o salvare sunată de o urgență medicală. Cum intră și cum se mai întoarce? Ați avut vreodată? Am avut. Nici nu știe nimeni de strada asta, că se înfundă aici. Nu știe că e înfundată strada, dar eu, uitați-vă de aici, pe aici curge un părâu. Am cumpărat grădina asta și m-am dus eu mai încolo să lărgesc strada. Aici e la mine. Da, spuneți-mi, cu gunoiul cum procedează Urban Servo? Că am văzut că la toate casele gunoaiele stau prin împrejurim, nu vin mașinile, oricum aici nu poate intra. Eu am făcut târtii, că am avut gunoi aici și unii au cumpărat omul ăsta aici, aduce toți gunoiul. Și eu am făcut la primărie și primarul o dat dispoziție la poliția locală să vie aici. Și apoi mulți spun că eu i-am făcut gospodar, dar eu am făcut pentru mine, că vin aici și o să ultimul. Cum i-ați făcut gospodar? Că încheia contract cu Urban Servus, le ridici cu noi? Așa, zice că Nea Victor numai matale i-a făcut gospodar. Eu nu i-am făcut gospodar. Nu, i-ați civilizat. Nu de civilizat, m-am simțit eu foarte rău și mă simt că mi-a dus și cu noi aici. Da, că ultimul om și ultimul om de pe stradă. Dar e adevărat că mulți din proprietarii ăștia de vilii de aici, din zonă, și-au făcut canalizări proprii și toate dejecțiile din casă ajung în albea râului lui Zoaia mai jos? Tu, dar nu-i de aici. Aici n-aveți canalizare, nu? N-aveți apă, n-aveți nimic. Nu-i de aici, îi tocmă de pe deal, că apa din sus. Vale, nu merg la deal. Da, deci din sus, dincolo vine toată mizeria asta în apă. Din sus, de pe cala, de la Împăratul Traian în jos. Partea asta toți au veșeuri aici. Toți își curăță curtea în albea râului lui Zoaia. Este, dar și albea râului, că asta vine de la Melana. Odată roșu, odată verde, e murdară apa. De pe timpul și ușească e murdară. Da, în atâția ani de zile nu reuși nimic să o speli. Nu. Gunoi tot aici și cât luptu eu să nu mai să arunce gunoi în părâu. Că acolo părâu treci prin grădină la mine. Da, bine, mulțumesc, domnul Buliga. Da. Și altceva, am făcut și aici. Și am făcut hârtie la primărie să-mi dea un tub. Să pun aici ca să mai curg, că apa asta curge prin grădină la mine. O fost pe aici, dar eu am mutat-o mai încolo să nu curg prin curte. Dar nu vine nimeni. Eu cât curăț eu. Da, bun. Au să vină probabil în campania din 2016. Am fi vrut ca în cadrul acestui reportaj să surprindem și aspecte din cartierul Cișmea.
dar din păcate timpul emisiunii fiind limitat, nu am mai ajuns în acea zonă. Ne-am oprit la capătul străzii eroilor, pentru că, așa cum spuneam în dialogul meu cu domnul Buliga, trebuie să ai un curaj nebun să locuiești în această zonă. Am trecut în revistă numai câteva aspecte din frumusețea ciunțită a orașului nostru, din problemele cu care noi în fiecare zi ne întâlnim și care ne provoacă fel de fel de necazuri. Să sperăm că domnul primar Ovidiu Portariuc va lua act de conținutul acestui reportaj și își va chema la ordin subalternii pentru a le stabili sarcini concrete ca ceea ce noi am semnalat să fie remediat. Dacă nu în acest an, măcar până la vara viitoare. Iar ca o concluzie finală, ar trebui să ciulească urechile cei de la Urban Serv și de la Nova Apa Serv să intre în această zonă, pentru că foarte mulți cetățeni nu plătesc colectarea gunoiului și îl aruncă pe albia râului sau în locuri interzise de depozitare. Și ați văzut din reportaj că exact acolo unde e pusă tablița de interdicție, tocmai acolo se depozitează gunoaile. Semn că cei de la poliția locală n-au trecut prin zonă să aplice sancțiunile de rigoare. Iar cei de la Nova Apa Serv, care nu au sistem de canalizare în această zonă, poate dau o raită prin cartierul lui Zoaia și inițiază un proiect ca și în această parte a orașului Botoșani să pătrundă civilizația, iar cei care au vile și case mai de Doamne ajută să nu-și mai dirigeze dejecțiile din casă, de la animalele din curte către albia râului lui Zoaia. Și închei cu speranța că, urmărind acest reportaj, poate și cei de la Garda de Mediu, de la Agenția de Mediu, își vor face datoria. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19. Am o banii vine mai greu. Ceata, dar cumva s-ntoarce roata, că primar-s eu. Nu ne supărați primarul, că ăsta nu-i de supărat. Că de-are la el cuțitul ăsta, s-o lua piuitul și-atunci s-o gătat. Nu ne supărați primarul, că ăsta nu-i de supărat. Ăsta e să inervează, nimic nu mai asfaltează și atunci s-o gătat.